Dacă și fata asta să așa, nu mai zic... Da, fraților, cu siguranță nu mai zic nimic. Cam asta a fost și videoclipul. Salut, șacalilor, ce faceți? Ce faceți, frumoșilor? Am instalat o lumină aici, zici că am soare lângă mine. Este și o mare, o parte cam rea în toată lumina asta. Mi se vede cam mult cheria prin lumină, dar e ok. Acum aș putea să o sting și să aleg părul mai frumos, părul mai mult. Dar lumină mai proastă sau calitate. Na, o să aleg calitate. Frumoși mei, vreau să vă mulțumesc pentru suportul la clipul trecut. O bubuit, efectiv, am făcut 300.000 de vizualizări în două zile. Sau să-ți spiste 30.000 de like-uri. Bă, mă simt ca acum 2 ani, bă, când eram acolo, capul sus rege, că se vede chelia, dar nu-i problemă, revenim. Dacă vor inimioarele voastre, hai să facem 30.000 de like-uri la clipul ăsta și eu cu fratele meu să începem să postăm jocuri horror pe canalul de gaming, așa că aveți link-ul în descriere, abonați-vă la Sniculez, 206.000 de abonați și mai mult. Nu mai pot, nu mai am energie. Astăzi o să ne uităm peste niște transformări așa uluitoare, unde oamenii se schimbă extraordinar de mult, 180 de grade am putea spune. Cum și eu eram cândva un mic ratat cu păr lung până la umeri, acum am devenit bossul boșilor, frumos, pe cal alb, așa frumos, cu braț aici, mai fără păr, dar ne-a venit bine rău. Ideea e că avem o mică mare problemă, o să vedeți în clipul de sâmbătă cu fratele meu, apare yoga challenge cu fratele meu, sâmbătă activați clopoțelul, nu așa, bum, ci așa cu toate notificările. Eu sunt un pic cam avariat și respir cam greu pentru că, nu știu, mi s-a întâmplat ceva și mi s-a întâmplat după și altceva, am vomat foarte mult, mă doare toată partea asta și nu prea pot să râs sau să vorbesc că și nu prea am energie, știi, și mi se taie și ca să înțelegeți, vă zic de pe acum. Nici eu nu-mi dau seama acum, dacă asta știi de ce nu râd, efectiv mă doare, deci dacă vorbesc mai tare aici mă doare, nu pot să râd, nu pot să inspir, sunt ca un balon, aia e. N-ar o să-mi pun căștile, let's go, putem să vedem că bineînțeles că începe cu o fată, hai să vedem ce, cum s-a transformat asta cât bea o gură de apă. Da, ce să zic, această transformare nu o văd decât mai în jos. Aici avem o goblină. O goblină. Ok. Da. Da, ce să zic. Ce să zic, nu mai zic nimic, averilor. Ce asta e transformare. Ai transformare. Dacă aș vedea de microfon să dau o leacă înapoi, ia să văd. Da, ce să zic, da, 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 ce să zic, nu mai zic nimic. Me, ok, relativ ok, e o transformare ok, putem să continuăm. Așa, altă fată, bineînțeles, chinezoaică. Sunt curios cum se transform oamenii. A, păi bubii de-astea m-au verișop. Am înțeles. Parcă mi-a mai revenit vocea un pic. Acum am și o întrebare. Clipul ăsta e mai cu fete, că what my... What the fuck, this is, ok, this is too much, eu nu vreau transformă doar cu fete, frate. Ha! Gay! Cred că o să-mi pun o leacă căștile, poate trebuie să aud și eu ceva, sau nu? A, am înțeles, musați în colțul gurii, o leacă mai mare decât a mea. Nu, nu râdem sau așa, dar chiar aveau leacă de mustață, vere. Ce să zic, nu mai zic nimic. Da, ei, bă, nu mă pronunț. De la mustață la fat ok, îi ceva, hai. O să-mi dau căștile jos, că chiar n-am nevoie de ele. Este aceeași melodie care face bum și toată lumea explodează în frumusețe. Cumva, bă, s-a întâmplat ceva în anii aia, că pa, s-a schimbat genetica, bam, 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 o deveni cumva. Nu mă las Niculeț în loc de glow-up, eu că supăr. Ce să zic, veri, nu mai zic nimic. Bă, tot se transformă, bă, numai la mine, numai la mine. Nu-i glow-up, e glow-down. E glow-down. Glow-off, stinge bec cu ceva. Ia să vedem transformarea la lui ăsta sau lui asta. Ok, un băiat pufos, relativ bărbat adevărat. Acum are tai brațele. Nu mai zic nimic, e bodybuilder. Ia uite-l și pe ăsta. Era indian de la desface tutorial la Minecraft. Așa. Și acum dacă și ăsta arată cumva bine. Da, nu mă pronunț, arăta mai ok. Asta zici că e băiat sau fată? Stai un pic, cred că s-a întâmplat o mică problemă aici. Deci asta era fată cum ar veni sau... Da, frate, era fată. Era fată și... Cum ar veni, o devenit băiat și arată mai bine ca mine, ca băiat. Nu, ce să zic, nu mai zic nimic, că văd că s-au zis toate. Și-l cheamă așa Yang. Yang, Chongping. Ia să vedem. O altă balerină adevărată. Bă, trebuie să fac și eu, frate, un videoclip de asta cu gloapa. Da. Da. Aiura, aiura rău. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Uite-l, frate, ăsta zic că-i Zayn Malik. Bă, de unde ieșiți, bă? De unde ieșiți? De unde? La mine ce aveam? Era mop și acum sunt chelbot. Nu mai zic nimica. Dacă și ăsta cumva să face detalii omul și arată și bine. Da, ce am zis? Nu mai zic nimic, fraților.
Da, fraților, se pare că pe unii oameni chiar iubește Dumnezeu, da, asta e. Nu știu dacă e exact momentul perfect să filmez clipul ăsta, mai ales cu lumina asta care îmi bate direct aici, îmi face capul greblă, vere. Bă, dar nu pot să respir, vere, nu mai... Hai să vedem și pe fata asta, dacă și fata asta să așa, nu mai zic... Da, fraților, cu siguranță nu mai zic nimic. Cam asta a fost și videoclipul. Cum Dumnezeu e posibil? Am văzut destule, am înțeles. Mi-e rușine, frate. Mi-e rușine rău de tot să mor eu. Bă, trebuie să mă apuc de treabă după ce... Doamne! Trebuie să mă duc, bă, să fac sport, să fac ceva, să-mi fac o freză nouă, să-mi tai priștenele ceva. N-am înțeles. Nu mai zic, fraților, nimica... Bă, era bă... Stai, frate, la era băiat și acum așa stai, fată. Și ăla n-am apucat să văd, îmi pare rău de tot, mă gândeam la cât de ratat sunt, îmi pare rău. Da... Aia zic, Anini, aia bombă. Nici nu știu dacă mai are sens să mă uit, efectiv. Mă uit așa și eu de... Hai, frate, să ne... Ne uităm așa, la glow-up-uri. Da, ce să zic, nu mai zic nimic. Mai, uitați-vă voi că eu beau o gură de apă. Și așa mi-a pot să respir. Dacă și asta... Bă, du-te, bă, că ăsta-i machiaj, nu-i glow-up. Panaramo. Nu-mi place, s-a terminat. Pentru asta, dislike. Păi ăsta-i glow-up, vere. Ăsta-i glow-up. Păi îmi pun și eu machiaj și îmi las barbă și hai că îmi las barbă dacă e, hai că avem de unde, da, da, da. Ăla nu-i frate glow up, glow up-ul e când arăți ca asta și acum arăți cumva ca Bella Hadid. Dar nu mai zic nimic, fraților, că s-au zis destule. Bă, să vă pun eu o întrebare, știi broasca ce-i oceanul, bă? Nu știi și cu asta am zis tot. Îi greu cu mine, frate, n-ai ce să mai veri, n-ai cum, nici încolo, nici încoace. Înainte să ne uităm, hai să vă zic o chestie. În momentul ăsta al vieții tale în care tu te uiți la mine, ți se pare că arăți relativ ok, gen, bă, sunt ok, ăsta sunt eu, frate. Și după care mai trec vreo 3 ani și de fapt vezi cum te schimbi și cât de urât arătai și te întreb, bă, cum am trecut anii, frate, arătând așa. Că cu toți avem perioada asta, frate. Și eu mă așa am trecut, ziceam, bă, arăt relativ ok, uite, am o leacă de braț, am așa. Și acum când mă zic, bă, cum Dumnezeu mă ziceam, cum am trecut o perioada aia, frate? Cum se uitau alți oameni la mine, frate? Și eu mă gândeam că sunt ok, frate. Și acum am zic oarecum că sunt ok, deși na, știm cu toți adevărul. Peste 3 ani când o să mă uit la mine acum la 21 de ani, zic, bă, cum Dumnezeu am trecut, bă, și făceam clipuri pe YouTube. Am uitat să vă zic la început de clip, cumva m-ați întrebat de unde mi-am luat bluza asta mișto și ce sunt întâmplă? E bine, de pe Foodshop cu codul SNEAK, unde puteți să vă luați câte chestii vreți voi, dar mai bine lasă asta să vorbească. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Foodshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Ok, hai să vedem și pe ochelarista asta, ochelari cu 4 ochi, 2 ochelari cu 4 ochi, așa, ragaz cu 4 ochi. O glumiță inofensivă, da? Astea au crescut sau pur și simplu s-au machiat? Să machiaseră, a, ce să zic, voiam să zic că arată ok, dar dacă s-au machiat. Da, asta oarecum o mai făcut ceva și cumva. Bă, deci am mai văzut aparatele astea de le mestec, frate, ce-ți fac aici, da, deci dacă chiar i-o făcut, acum am dau comandă să mă... Ce? What the fuck? What the fuck? Nu există așa ceva, acum de unde îmi dau comandă așa ceva? Deci am mai văzut, frate, îs chestiile astea, nu știu, din gumă și le mestec așa, știi, și îți fac mușchi chestia aceea, se numește jawline. Ia uite, bă, și-o mestecat în 2018, când e pus clipul ăsta, în 2021. Ia uite-l, bă, ce s-o fă, băi, bine, o leacă cam mult. Dar să mor eu, deci chiar arată ok, deci nu știu, deci dacă era un pic mai drept aici și nu se făcea așa, știi cum ar veni. Pe lângă asta, dacă nu se făcea așa, că nu înțeleg asta, astea chiar mi se par ciudate. Aparat mestecat să-mi fac și eu jawline șmecher. Aia zic. Cum să ai un jawline bine definit și fața mai suplă, aia zic. Ah, dar ce antrenament bag după s-o terminat, poate să fie ce-o fi. Mă duc, bag conserv de pește, omega 3, banane, mă duc, mănânc, mă fac, să arăt ca ăștia, bă. Bă, așa aveam și eu puncte pe frunte, dacă ajută cu ceva. Da, nu cred că mai ajută. Nu, cred că mai ajută, din câte văd, nu mai are sens. Am vrut să ajut și eu, să zic, bă, am avut și eu, stai liniște, că e ok, încă mai am. Când să zic că mai am, hai că... Fix înainte să începe episodul, am pus un story pe Instagram cu mamă, ce chef o să filmez acum și acum... Sigur mai povere. Și să mai chef de filmat, vere, că am chef să respir o leacă, adică de filmat nu mai am chef. Doamne, ce chef am și eu să respir o leacă mai bine, mai sănătos așa, dar vedeți, bă, ce important e sănătatea, bă. Oricum, să vă întreb așa, știi broasca ce oceanu? Nu știi, nu mai zic nimic. Cred că ați înțeles care e ideea, am înțeles și eu care e ideea. Cu siguranță cu lumina asta nu mai filmăm, că mă chelește drept de tot, gen dacă acum mai am 1.500.000 de fire de păr, hai că mai am 1.500.000 de fire de păr. Cu lumina asta mai am undeva la...
20.000, cam așa, că pe aici clar nu mai am, pe partea asta nu mai zic nimica. Am mai făcut o dată moartea și astăzi, că vă că când am murit, vă zic încă o dată, nu uitați de canalul de gaming, l-aveți în descriere. Un follow pe Instagram să facem binecuvântația de 300.000 de urmăritori, ca să pot să fiu și eu în lumea asta instagramărilor, bă. Poate luăm și noi un verify pe Instagram, bă, urmează mărci în curând, bă, anul ăsta, am zis neapărat, bă. Clipuri în fiecare miercuri se sâmbătă, așa că activați clopoțelul cu toate notificările. Cred că mă duc să mă culc un pic. De ce să vă mai zic, beți apă multă. Faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!